În vederea creșterii accesului pacienților la tratamente inovative, a fost extinsă lista medicamentelor compensate. Astfel, prin hotărârea de guvern din 2 noiembrie 2022, un număr de 21 de molecule au fost introduse în lista care cuprinde denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. Astfel, la 1 decembrie 2022, lista medicamentelor se va modifica prin includerea de unele tratamente destinate pacienților cu afecțiuni oncologice, Parkinson, insuficiență cardiacă, boli endocrine și metabolice, afecțiuni pulmonare cronice, angioedemă ereditară și amiotrofie spinală musculară. Cele mai multe medicamente nou introduse în listă, respectiv 8, sunt destinate pacienților cu afecțiuni oncologice. Asigurații vor beneficia de aceste medicamente pe bază de prescripție medicală. Actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite intră în vigoare de la 1 decembrie 2022.